Primarul satului Peciște, raionul Rezina, Tudor Bivol, a fost împușcat noaptea trecută. Edilul a fost rănit și se află în stare extrem de gravă în secția reanimare a Spitalului Raional Rezina. El a fost supus unei intervenții chirurgicale. Potrivit poliției din Rezina, primarul satului Peciște ar fi fost împușcat cu o armă de vânătoare de către un consătean în vârstă de 30 de ani. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. A avut loc un conflict între persoanele în cauza față gospodiei respective și de la care s-a cerut armă de vânătoare care persoana o deținea la sine. Și în timpul când a transmis, s-a produs o împușcătură. Dacă va fi dovedită vinovăția aceasta, riscă cu închisoarea până la 7 ani. Primarul a fost transportat la spitalul din Rezina cu o traumă craniocerebrală. A fost solicitată viața sanitară îndată, diagnoză la spitalizare, traumă prin armă de foc. Acum domnul Bivol se află la respirație artificială, hemodinamica e stabilă, este extrem de grav. Bărbatul suspectat de săvârșirea crimei a fost anterior cercetat penal pentru escrocherie, huliganism și furt.